Spui hello? Te-ai trezit acum din somn? Da? Ai dormit bine? Da? Ce te întinzi acum? Da, du-te la clăpâmbărică. Da? Bun. Bună tuturor! Este o zi mai friguroasă. Parcă vremea se schimbă precum în Anglia. Ieri era caniculă și astăzi trebuie să-mi iau bluză pe mine, pentru că e frig. Un follower m-a întrebat dacă pot să vorbesc despre experiența mea la facultate în Italia și asta voi face acum. După cum cred că știți din celălalt video, am ales facultatea de psihologie și pentru că am simțit că era cea mai potrivită pentru mine și când am ajuns la facultate am simțit o libertate foarte mare, pentru că sările erau mari, puteai să vii, să pleci și studiam, învățam în perioadele de sesiune în care dădeam examenele și celălalt timp îl lăseam pentru mine, pentru pasiunile mele. În ultimul an ne-a fost permis și cine avea rezultate destul de bune să lucreze în administrația universității și deci asta a fost prima mea experiență de muncă la universitate în care sortam tot felul de documente, îmi spuneau ce să fac. Deci în aceeași perioadă în care studiam și lucram în facultate și perioada la facultate am simțit-o mult mai pozitivă pentru că simțeam că trăiam. După acei 3 ani am luat licența în prima sesiune cu rezultate peste medie, ceea ce m-a făcut să mă simt foarte bine. Însă, din păcate, colegele mele cu care m-am simțit cel mai bine în acei ani, ele au vrut să repete un ultim examen și nu au putut să ia licența în aceeași perioadă, în prima perioadă. De aceea eram puțin tristă pentru că nu am putut să fac fotografii cu ele la sfârșitul anului. Sigur au venit părinții mei, însă a fost puțin trist pentru mine din acest motiv, pentru că n-am putut să mă bucur în același moment cu colegele mele cu care m-am împăcat cel mai bine. Nu a fost o experiență foarte negativă, dar nici foarte, foarte pozitivă, pentru că știu, în Anglia, de exemplu, bine plătită facultatea în întregime, între stat și după ai timp, după ce îți găsești de muncă, să plătești înapoi banii. În Italia trebuie să îți plătești totul singur. Eu, facultatea, am avut-o exact în orașul în care locuiam, deci nu a trebuit să fac naveta, dar aveam colege care făceau naveta și trebuiau să îți plătească chirie, deci costurile erau destul de mari. Am luat și bursă timp de 2 ani. Primul an nu știam că pot să aplic, de aceea am pierdut primul an. Nu știam că, credeam că trebuie să aplic doar la sfârșitul anului, însă aplicația trebuia făcută la început și după se vedea în funcție de rezultatele care le aveai dacă puteai lua bursă sau nu. Deci eu am aflat cam prea târziu și am reușit să iau bursă doar ultimii 2 ani, al doilea și al treilea. Rezultatele, după cum am spus, au fost peste medie. Am studiat mult, însă mi s-a părut mai puțin încărcat, deoarece studiam doar în perioade specifice și nu constant cum era la liceu. După facultate, mi-am căutat de muncă, dar nu am găsit ceea ce îmi doream. Și dacă doriți să vă povestesc ce s-a întâmplat după, puteți să îmi spuneți și îți voi povesti. Pisica nu mă lasă. Acum au trecut mai mult de 10 ani pentru că am terminat facultatea în 2010. Deci experiența mea la facultate în Italia nu a fost total negativă, însă nici foarte, foarte pozitivă. Consider că în Anglia ai mai multe perspective de viitor dacă termini facultatea și raportul cu profesorii e mult mai bun decât
decât în Italia. Povestiți-mi și voi unde ați făcut facultatea, dacă ați fost bucuroși de cum au decurs cursurile, dacă ați terminat facultatea în România și sau dacă ați făcut facultatea în altă țară, unde mai exact, și dacă recomandați. Cam acesta este video. Vă mulțumesc pentru viziune și vă aștept la următorul video. La revedere! Cause when you're born, I lose my sight. It's harder at night. The curtain's drawn, can't show my eyes. Do you still think of me?